Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi sunt aici cu iubita mea, Adriana, și o să vorbim toată ziua prin Google Translate. Dar înainte să dăm drumul acestui challenge, nu uitați de platforma Boosteroid, locul unde vă puteți juca cele mai tari jocuri chiar pe telefonul vostru mobil direct în browser. Aveți link în descriere. Abonamentele lunare sunt la mare reducere, dați năvala pe ele de asemenea. Apăsați chiar acum pe butonul de like să strângem 22.456 like-uri și lăsați în secțiunea de comentarii ce vloguri vreți să mai facem. Ești gata, bușcă? Hai să începem ziua asta! Nu uitați să vă abonați și la canalul meu. Gata, hai! Mă bușcă, ce tare s-a stricat vremea, aș vrea să fie soare și vară în adevăratul sens al cuvântului. Ah, uite-l pe copilul acela cum sare în băltoci cu cismulitele lui mici, ce dragălășe! Stai să îl bat și eu! Ce sare de o stropește tot pe măsa, ha-ha! Da, asta e draguț! Măițușcă, vrei te rog să pregătești ceva de mâncare pentru că mi este foame. Hai că mă duc of! Mișcă mai încolo, ca nu pot să trec. Bine! Păi ce înseamnă asta? Tu asta faci, comanzi? Măcar ai luat ceva bunuț. Dacă îți e foame, vino și mănâncă și gata cu comentariile, este foarte bun ce am luat. Iată camurile. Bine! Hai ca nu erau. Ti-am luat orez cu legume. Am înțeles, mulțumesc frumos, ce să zic? Si piept de pui cu bacon, si baby spanac. Hai ca nu erau posta bună bucata reasă. Bușcă, ce faci aici? Acum am terminat de făcut bagajele. Mergem în Dubai. Ha, ce glumă bună! Mi-ai pus șosete chiloți. Da, n-ai frică că nu rămâi fără. No, hai să le cărăm la mașină, bușcă. Hai! Hai că ai făcut o treabă bună. Nici nu avem 1000 de bagaje. Hai să plecăm odată. Bușcă, eu stau cam înghesuită. Ce vrei să-ți fac? Tu ai vrut atâtea bagaje, parcă ne mutăm.
nu vreau să-mi faci nimic, dar pentru asta trebuie să oprești la un beco și să-mi iei o înghețată delicioasă. Îți iau, cum să nu. De care vrei. Una mars, te rog, mare. Băgașcă, după un drum lung de 5 ore, am ajuns acasă la părinții mei. Vreau să vă spun că pe tot parcursul drumului iubita mea a dormit, așa că nu am avut cu cine să vorbesc. De acum urmează să ne odihnim pentru că mâine ne așteaptă o nouă zi grea. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Eu am fost Radu. Aici, în spatele camerei, este iubita mea, iar noi ne vedem în curând cu un nou clip absolut genial. Ciao!